Deci, prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Efeseni 2:8. Ne-am început viața creștină, primind iertarea păcatelor și botezul cu Duhul Sfânt, prin har, prin credință. Într-o zi, când Isus Hristos, Domnul nostru, se va întoarce în glorie, vom fi ridicați să-l întâlnim în Văzduh. Și asta va fi prin har și prin credință. Deci, începutul și sfârșitul vieții noastre creștine pe pământ este prin har și prin credință. Ceea ce trebuie să învățăm este că tot ceea ce se întâmplă între aceste două evenimente trebuie să fie primit după același principiu. Prin har, prin credință, putem învinge tot răul și ne putem îndeplini sarcina dată de Dumnezeu pe pământ. Dumnezeu știe tot viitorul. Nu ni se va întâmpla nimic mâine sau săptămâna viitoare sau anul viitor care să-l surprindă pe Dumnezeu. El cunoaște sfârșitul de la început. Acest lucru ar trebui să ne ofere o liniște interioară. Pentru că Dumnezeu știe că mâine sau săptămâna viitoare te vei confrunta cu un necaz mare sau cu o ispită, el îți va da cu siguranță har pentru a-i face față. Domnul i-a spus lui Pavel, harul meu îți este suficient, căci puterea este desăvârșită în slăbiciune. 2 Corinteni 12,9 Harul lui este suficient pentru fiecare nevoie. Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. 2 Corinteni 9,8 Harul ne este pus din abundență la dispoziție pentru a ne ajuta în vreme de nevoie să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul Harului ca să căpătăm îndurare și să găsim Har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Evrei 4 cu 16 Oricare ar fi nevoia ta, Harul lui Dumnezeu îți este la îndemână pentru a te ajuta să-i faci față. Prin urmare, suntem invitați să venim cu îndrăzneală la tronul Harului pentru a primi acel Har. Am fost învinși în trecut pentru că nu am primit acel har. Dar acest lucru poate fi diferit în viitor. Dacă ne smerim și strigăm după har în vreme de nevoie, Dumnezeu nu ne va dezamăgi. Biblia spune că cei care primesc abundența harului vor domni în viață prin Isus Hristos. Dacă, deci, prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur. Cu mult mai mult, cei ce primesc în toată plinătatea, harul și darul neprihănirii, vor domni în viață prin acel unul singur care este Isus Hristos. Romani 5:17. Aceasta a fost voia lui Dumnezeu pentru Adam, ca el să poată stăpâni și să domnească peste orice. Geneza 1:26 spune: Atunci Dumnezeu a spus: Să-l facem pe om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Și el să stăpânească peste tot pământul. Neascultarea lui Adam a împiedicat acest lucru să se împlinească în viața sa. Dar acum, Dumnezeu a ridicat o nouă rasă pe pământ, fiii lui Dumnezeu, care trăiesc prin credința în Isus Hristos, care vor trăi cu demnitatea unui rege și vor domni pe pământ niciun păcat nu mai trebuie să stăpânească asupra ta, dacă te vei smeri și vei primi harul lui Dumnezeu. Nici o teamă sau anxietate nu mai trebuie să intre în inima ta. Nimeni de pe pământ nu-ți mai poate face viața nenorocită. Nici șeful tău, nici aproapele tău, nici rudele tale, nici dușmanii tăi și nici satan. Mulțumim lui Dumnezeu care ne conduce întotdeauna în biruință în Hristos. Cât de minunat este să trești sub nou legământ al harului lui Dumnezeu. Țara promisă este deschisă în fața ta. Intră și stăpânește.